spuneam ceva mai devreme, că avem cu acest prilej deosebit și alte două momente semnificative în viața noastră academică. Și invit, pentru a face o scurtă prezentare, pe domnul profesor Coca George, care va reliefa succint activitatea profesională și universitatea deosebită a unuia dintre mentorii noștri ai facultății de drept, care a contribuit în mod deosebit la formarea acestei specializări, la afirmarea pe scena universitară românească, motiv pentru care Consiliul Facultății a hotărât în decizia sa din februarie 2014 instituirea unui premiu profesor universitar dr. Gheorghe Diaconescu pentru cele mai bune lucrări în domeniul științelor penale, premiu ce va fi acordat ulterior, și, desigur, denumirea acestei aule universitare cu numele eminentului jurist pe care am avut plăcerea să-l avem printre noi mulți ani de zile. Domnul profesor. Domnule decan, domnilor profesori, stimați studenți, mulți dintre dumneavoastră, evident că nu ați avut cum și de unde să-l cunoașteți pe domnul profesor universitar dr. Gheorghe Diaconescu, fostul nostru decan. Este foarte lăudabilă și de apreciat această inițiativă a Facultății de Drept și Administrație Publică, ca începând cu acest an să decerneze un premiu celei mai bune lucrări din cadrul conferinței anuale a studenților noștri. De asemenea, este lăudabilă și această inițiativă a denumirii acestui anfiteatru, anfiteatrul profesor universitar dr. Gheorghe Diaconescu. Am participat cu mare satisfacție la desfășurarea sesiunii științifice anuale a dumneavoastră a studenților și am constatat două lucruri care m-au impresionat. În primul rând, valoarea științifică a comunicărilor dumneavoastră, pe de o parte, iar pe de altă parte, ținuta vestimentară, ceea ce demonstrează respect față de cadrele universitare, dar și respect față de dumneavoastră. Profesorul universitar Gheorghe Diaconescu, care de acolo de sus din ceruri ne privește și participă alături de noi la această festivitate, a fost o personalitate remarcabilă în domeniul științei dreptului penal, contribuția domniei sale în dezvoltarea acestei științe fiind cu totul și cu totul deosebită. De asemenea, a fost un maestru al barei, în sensul că a fost membru în Baroul București, și aș putea spune, fără să greșesc, că a lăsat în urma domniei sale o practică avocațială deosebită. Îmi aduc aminte că de câte ori îl sunam, de ziua dânsului sau cu ocazia diferitelor sărbători din calendarul ortodox, fie că începea, fie că termina spunând omagiile mele, stimate coleg. Așa vreau să-i spunem și noi dânsului astăzi, care ne privește repede acolo de sus din ceruri, omagiile noastre, domnule profesor universitar Gheorghe Diaconescu. Dânsul, în fiecare an, va fi prezent alături de noi la această festivitate. Dar eu aș spune mai mult, va fi prezent în fiecare zi pe buzele studenților noștri, care vor spune, avem cursul de drept penal în anfiteatrul Gheorghe Diaconescu. La anul, pe invitația pe care o vom primi, cu ocazia festivității de anul viitor, va scrie, va avea loc în anfiteatrul Gheorghe Diaconescu. Dacă simțiți ce simt eu, vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc foarte mult pentru această diplomă. Vă felicit pentru acest mare succes al dumneavoastră. Eu, cu permisiunea domnului decan, v-aș numi promoția acreditării, pentru că această acreditare a fost obținută și cu marele sprijin al dumneavoastră. Iar eu îmi permit să vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care dumneavoastră ați înțeles să vă comportați în acest an. Vreau să vă spun că, generic vorbind, sunteți juriști și, fără să vă sperii, v-ați ales o meserie cam grea, pentru că va trebui să citiți tot timpul. Și vă spun ceva, fără să sperii copilașii din sală: omul cât trăiește învață, este foarte adevărat, dar sunt unii care în viață nu termină de învățat, veți fi dumneavoastră. Vă felicit și vă doresc succes!